Putem la play-off sau nu? Bună dimineața, eu spun că nu, avem loc puternic, avem 4 meciuri dificile, dar meciul cu Antalya ne vom pregăti bine și sperăm să fie play-off. Avem o șansă mare. Cu ce gânduri te-ai reîntors? Principalul gând să prind play-off la anunța cu echipa și apoi vom vedea. Cupa României e un obiectiv de atins? Da, un obiectiv important. Sperăm să... Din câte am înțeles, asta este tragerea la sos la 11:30, nu? Da, vedem cu cine picăm și sperăm să mergem mai departe. Ți-ai dorit FCSB? Nu mi-aș dori, că nu voi putea juca împotriva lor, mi-aș dori altă echipă. Ești pregătisere de rigor de la FC Motoșani? Da, am fost anul trecut. Ce să zic, nu știu, eu voi munci în continuare ca și până acum și sper să ne ajute echipa. Mai important să ne îndeplinim obiectivul, dacă se devine golgheter. Ai plecat golgheter și ai luat tricoul unui golgheter. Da. Da, ce să zic, am zis să las numărul 9 pentru atacant central, e mai ok și am luat numărul Laurențiu, care a plecat. Și da, sper să ne ajute echipa asta, cea mai importantă. Ai emoții privind să postului de titular? Emoții au, nu știu cum să spun, mereu, adică nu am venit, nu sunt titular, voi munci și dacă merg să joc, voi juca. Ok, mulțumim. Mulțumesc. Exemplu la FC Botoșani. Ce-ți plăcut? Cu gândul că avem mare șansă să ajungem în play-off, să fie parte din acest club. Și speram să intrăm la play-off. Cum ai fost primit de vestiar? Cum ai găsit FC Botoșani? Foarte bine. Am jucat cu câteva băieți și am lucrat cu Costel Anache înainte la Ceclau. Totul la regulă până acum și sperăm să fie bine și în continuare. Crezi că poate da FC Botoșani play-off? Sperăm. Avem ocazia mare. Trebuie să profităm de ea. Și... trebuie să muncim foarte mult la cantonamentul asta și la pregătirea asta pentru asta. Cum vezi lupta la titularizare cu Mircea? Jucător foarte bun. Sincer, sunt bucuros pentru și el a venit în concurență și trebuie să fim echipă bună și să avem dublu de posturi ca pentru a avea această ocazie să intrăm în play-off, trebuie jucători pentru posturi. Mulțumim și multe baftă! M-am acomodat. Bine, timpul a fost scurt, dar în cantonament probabil o să stăm mult mai mult împreună și ne vom acomoda și mai bine. Cum se pare grupul, vestiarul, lotul? Este un grup bun, exact cum așteptam. Lotul este unul destul de echilibrat, așa că sunt toate premisele să ajungem unde ne-am dorit. Se mai poate vorbi de presiune la experiența ta? Da, presiune poate fi, dar nu asta e o problemă. Când intrăm pe teren, fiecare știm ce avem de făcut. Ce obiectiv ai fixat pentru acest sezon? Obiectivul, cum am mai spus, este intrarea în play-off și personal să joc mai mult și cât mai bine. În cupă? Ai așteptare? Da, în cupă s-a ajuns destul de sus și sperăm de ce nu să câștigăm cupa. Mulțumim și multă baftă să dai la FC Botoșani. Sincer, nu mi-am fixat un anumit număr de goluri. Doresc foarte mult să ajut echipa și automat să scriu cât de mult pot. Va fi grea această concurență? Va fi pentru postul de titular cu Boian? Da, va fi grea pentru că Boian a demonstrat așa că e un jucător de valoare, dar în același timp consider că e o concurență benefică pentru echipă și cu atât mai mult, fiecare va încerca să dea cât de mult poate pentru a ajuta echipa și a fi în teren. Ai fost plecat în ultimele luni din România. Cum ai găsit Liga I? Ai urmărit ce s-a întâmplat în timp? Da, am fost în permanență la curent cu ce s-a întâmplat în Liga I. Am urmărit meciurile. Tocmai de aceea a fost un motiv pentru a alege FC Botoșani. I-am urmărit, am văzut că sunt un grup bun, au o echipă care
joacă 100%, meci de meci și își doresc tot timpul să învingă. Vestea lor cum se pare? Este un lot bun, echilibrat, atât valoric cât și numeric și consider că întrunim toate premisele pentru a ne îndeplini obiectivul. Ce s-a întâmplat? Ai avut un sezon bun la media și ai plecat la rugby. Te-ai jucat și în ultima jumătate de an ne-ai venit. Da, așa este. Am mers în Arabia în ianuarie. Am jumătate de an am jucat, meci de meci, dar cei de acolo mi-au prelungit contractul pentru încă un an, doar că s-a schimbat antrenorul între timp și cum se mai întâmplă în fotbal, a vrut să-și aducă jucătorii lui și nu a mai intrat în planurile antrenorului. A fost o jumătate de an în care nu am prea jucat, cum ai zis, și am hotărât că e mai bine împreună cu cei de cu clubul să terminăm contractul mai devreme, pentru că îmi doream foarte mult să joc. Ai revenit în România și cu gândul de echipa națională? Da, de ce nu? Echipa națională reprezintă oricând o provocare. Nu am ajuns până acum acolo. Până la urmă contează ce fac eu pe teren și cu siguranță dacă voi juca bine și echipa își va atinge obiectivele, pentru că și de asta aș avea nevoie, eu cred că pot să reprezint încă o soluție. Mulțumesc și mult!